Pe 17 aprilie s-a încheiat etapa de depunere a proiectelor pentru implementarea unui proiect la nivel național care are ca obiectiv general îmbunătățirea și automatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emitere, eliberare și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă. Perioada în care au putut fi făcute înregistrările online a fost 18 martie 17 aprilie. Bugetul total al proiectului de eliberare online a actelor de stare civilă este de 35 milioane de euro. Se arată într-un comunicat al Ministerului pentru Societatea Informațională. Pentru emiterea unui nou document se intenționează ca cetățenii să folosească doar cartea de identitate, restul documentelor regăsindu-se în sistem. Nu este vorba de o simplă digitalizare a unor documente, ci de răgândirea unor procese, astfel încât cetățenii să vadă plus valoare în viața lor în termen de timp redus de interacțiune fizică cu autoritățile, iar acestea să poată gestiona fluid și eficient informațiile. Pentru prima oară în istoria României, ne propunem să facem un istoric al documentelor de stare civilă din ultima sută de ani, a declarat ministrul pentru societatea informațională Dan Nica. Realizarea sistemului va avea ca efecte creșterea gradului de transparență a prelucrării datelor de stare civilă, reducerea birocrației și implicit a necesității de deplasare a cetățeanului la oficiile de stare civilă, reducerea timpului necesar emiterii unui certificat de stare civilă și gestionarea coerentă și asistată prin mijloace IT a unui volum important de activități de stare civilă.